Am revenit cu niște glume noi, pe care nu le-ați mai auzit, cam cum n-au auzit oamenii din Călăraș de cărți. Pentru că tocmai am avut de curând un spectacol în Călăraș, unde am avut media IQ-ului în sală mai mică decât numărul de autostrăzi din România. La sfârșit i-am zis publicului, vă rog frumos să-l aplaudați pe Toma, vă rog frumos să-l aplaudați pe Paul și nu în ultimul rând, vă rog frumos să mă aplaudați pe mine. Și oamenii în ultimul rând n-au aplaudat. Dar nici eu nu sunt foarte deștept câteodată. Într-o zi mergeam pe stradă și m-am trezit la un moment dat că nu am pantalonii pe mine. Uitasem cu celelalte chei. De măcar glumesc, dar am fost de curând la un concert al unei trupe românești și la un moment dat solistul, într-un moment de mare inspirație, zice: acum toată lumea să se ridice în picioare, chiar și cei care stau jos. În multe zone ale țării oamenii nu fac nici măcar 5 clase. Nu vorbesc nici măcar un pic decent limba română, care e un alt fel de a spune că avem un mare viitor în industria fotbalului. Am un prieten care nu este foarte deștept, dar totuși încearcă foarte mult și citește și întotdeauna folosește două semne de carte. Unul ca să știe unde a rămas și unul ca să știe unde trebuie să ajungă. Și zice că citește foarte mult și pe calculator. Mi-a zis că citește atât de mult că a făcut urechi de măgar la PDF-uri. Și tastează foarte aiurea. Într-o zi am schimbat Enter-ul cu Backspace-ul și a început să scrie mai corect. Omul citise o știre care zicea că 90% dintre accidente au loc în jurul casei, așa că s-a mutat. Dar mai avem și cazuri fericite în România. A fost o știre cu un român care a spart serverele cele mai mari agenții spațiale europene. Când făcea curat pe acolo, le-a lovit cu coada măturii. Am văzut o altă știre cu unul care, un hoț care a jefuit o bancă și și-a uitat buletinul. Ce mă intrigă e că nu l-a pierdut, l-a uitat. De parcă a intrat acolo în bancă și a zis toată lumea mâinile sus, băgați toți banii în geantă. Și la un moment dat una dintre funcționare din reflex a zis: un buletin, vă rog. Da, se zice că prostia doare și așa e. Mai ales dacă ești atât de prost încât nu știi că există medicamente pentru durere. Mirevează vorbele astea, mirevează și vorbea că se zice că cine se trezește de vreme departe ajunge, ceea ce nu-i deloc adevărat, mai ales pentru oamenii care adorm în tramvai. Mi se pare că mersul cu tramvaiul e ca și cum aș întoarce în clasa a patra, pentru că este foarte multă gălăgie, e mereu unul care miroase dubios și dacă nu dai bani nu mergi mai departe. Eu nu eram foarte isteț când eram mic. Când eram într-a patra, profesoara de chimie îmi zicea mereu că să nu cumva să te mai atingi de ușa de la dulap, că te pleznesc peste mâini. Dar într-o zi tot am rupt ușa de la dulap și am reușit să scap. Ceea ce e bine că sunt aici să vă spun glume noi, atât acum cât și data viitoare.